o să plecăm de la Chiu, puteți să mergeți în toate zonele de acces al navei, nu aveți restricții, puteți să mergeți peste tot, dacă aveți întrebări, puteți întrebați. Planul excursiei de astăzi este să ieșim din portul Constanța, ne deplasăm în zona sud a portului, în zona Eforiei Sud Tuzla, acolo, după cum ne permite vremea, o să ridicăm o parte sau toate velele, o să rămânem să navigăm doar în vele. Comandantul acestei goelete are alături marinari ispăsiți. Echipajul desprinde corabia de cheu și pregătește velele de pe catarge. E o zi cu vânt și mare agitată, tocmai bună pentru navigat în stil clasic. Pentru marinarii cu experiență, navigația este floare la ureche. Sarcina cea mai grea, sau mai importantă, nu neapărat grea, este să reușești să faci turiștii să se simtă foarte bine și să se întoarcă cu mare plăcere, să-ți facă o publicitate pozitivă și să se îndrăgostească sau să-și reîntărească dragostea față de mare. E un eveniment foarte frumos, ne simțim foarte bine aici, suntem chiar pe mare, luăm cunoștință cu lucruri noi, facem cunoștință cu lucruri noi. E incredibil când n-ai mai fost pe mare, eu n-am mai fost niciodată, e prima oară. O cabină de pe această goeletă are două paturi, iar velierul dispune de 10 cabine cu baie. O croazieră costă 60 de euro pentru adulți, 30 de euro pentru copiii de maximum 12 ani și 50 de euro prin rezervare online cu cazare. Iubește!